Această emisiune vă este oferită de compania Erbașu. Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Strategie în alb și negru. Sunt Delia Duca Iliescu și vă invit să aflați pentru început noutăți din lumea șahului. În acest weekend se joacă în București ultima rundă din cadrul turneului Superbet Chess Classic, competiție care constituie prima etapă din circuitul Grand Chess Tour de anul acesta. Wesley So, câștigătorul întregului circuit de anul trecut, a condus aproape întreg turneul aici în București, dar rămâne de văzut dacă va câștiga sau nu și anul acesta marele circuit. Ne-am bucurat să-i avem în țara noastră pe 7 dintre primii 10 jucători din lume, alături de alți jucători de top 100, printre care și Bogdan Deac, cel mai bun șahist român al momentului. Bogdan a obținut remiză în partida jucată joi cu Wesley So, demonstrând astfel că poate să joace de la egal la egal în fața unora dintre cei mai buni șahiști din lume. Bogdan este în acest moment pe locul 68 la nivel mondial, conform coeficientului ELO, și se apropie cu pași repezi de pragul ELO de 2700, având în acest moment 2671. Wesley So, pe de altă parte, deține în acest moment un coeficient ELO de 2766, iar Alireza Firouja este singurul jucător prezent în România cu un scor ELO la șahul clasic de peste 2800, mai exact 2804, fiind în acest moment numărul 3 mondial, după Magnus Carlsen și Ding Liren. Sperăm să-l vedem și pe Bogdan Deac, cât de curând, de ce nu, în top 10 mondial sau chiar în top 3 și să-i calce astfel pe urmă marelui maestru Florin Gheorghiu, care este invitatul nostru de astăzi. În acest weekend are loc la Iași cea de-a 8-a ediție a Festivalului Internațional al Familiei la Șah, organizat de Alinghio cel Apostol, în parteneriat cu Asociația Miroslava și Federația Română de Șah. În perioada 7-8 mai a avut loc cea de-a 4-a ediție a turneului Bitcoin Romania Chess Open, în organizarea Academiei de Șah. Iar în deschiderea turneului a avut loc marea lansare a trilogiei Artă în șah și în viață, scrisă de Florin Gheorghiu. Data trecută, invitata noastră, Alexandra Pătru, v-a propus această diagramă cu enunțul alb mută și dă mat în 3 mutări. Bineînțeles că albul stă mai bine, ar putea să câștige în 4-5 mutări, dar există, ca de obicei, o singură mutare, cu ajutorul căreia îndeplinim enunțul de mat în 3 mutări și vom vedea la sfârșit niște maturi totul deosebite, care sunt maturi pure, maturi model și chiar un mat ideal, am putea spune că este acolo, pentru că toate piesele albului și la fel toate piesele negrului vor fi implicate în acel mat, cu excepția regelui alb, și câmpurile din jurul regelui negru vor fi controlate de o singură piesă a albului sau blocate de propriul pion. Așadar, pentru cunoscători, maturile sunt cele cu adevărat speciale în această poziție. Damă A5, felicitări celor care au găsit soluția, este singura mutare cu ajutorul căreia obținem mat peste încă 2 mutări ale albului. În acest moment, dacă negrul ar înainta pur și simplu din pion, bineînțeles că avem acest șah cu dama, pionii albi înaintează, deci negrul nu poate să ne captureze acea damă, nu are decât rege F7, iar acum putem să transformăm o a doua damă și vedem că este mat, un mat simplu în acest caz, nu putem vorbi de un mat neapărat spectaculos, pentru că acest câmp, de exemplu, este controlat de 3 ori, dar este mat în această variantă, dacă negrul înaintează pionul, iar dacă alege să mute din rege, în loc să înainteze acel pion, după mutarea noastră damă A5, dacă nu răspunde cu E5, poate să joace regele doar în D7 sau în F7, simetric. Celelalte câmpuri sunt controlate de pionul nostru și vom vedea două maturi spectaculoase și, cum spuneam, simetrice. La rege D7 jucăm, bineînțeles, damă B5 șah, iar acum
dacă alege să vină cu regele pe C8, transformăm din nou damă și este mat. Iar dacă alege să captureze pionul albului, care nu este apărat în acest moment de nimeni, urmează matul spectaculos din cal, E8 cal. Și aici putem să observăm cât de liber pare acel rege negru și totuși este un mat pur model și chiar ideal, pentru că pionul controlează câmpul din E7, calul controlează câmpul din C7, doar dama controlează în D7, C6, C5 și D5 și de aceea vedem cum fiecare câmp din jurul regelui negru este fie controlat de o singură piesă a albului, fie blocat de pionul propriu și nu avem nici măcar un caz în care să fie un câmp blocat și controlat. De aceea este vorba despre un mat ideal. În afară de rege, toate piesele albului și toate piesele negrului contribuie la acest mat și în mod unic pe fiecare câmp. Simetric, dacă regele alegea să joace în câmpul F7 în loc de D7, după mutarea noastră damă A5, ar mai fi putut să joace rege F7 și absolut simetric față de damă B5. Când era regele în D7, avem damă H5. Din nou, dacă alege să joace în G8, transformăm damă și este mat. La fel ca înainte, dacă alege să ne captureze pionul, transformăm cal și pe lângă acest mat cu totul deosebit de care povesteam, vedem și simetria dintre cele două variante în care negrul alege să mute cu regele, E8 cal și încă un mat model. Doamnelor, domnilor, îl avem alături de noi pe marele maestru Florin Gheorghiu, cel mai mare șahist român din toate timpurile, pentru a ne povesti despre lansarea trilogiei Artă în șah și în viață, ce a avut loc sâmbătă în București. A participat la 14 olimpiade, fiind neînvins la 4 dintre acestea. Deține 9 titluri de campion național al României, primul la 16 ani, devenind apoi la 19 ani campion mondial de juniori și bineînțeles că lista poate continua. Florin Gheorghiu a fost al treilea jucător al lumii în anul 1981, conform scorului ELO, imediat după Anatolie Karpov și Victor Corcinoi. O performanță neegalată de niciun român nici până în ziua de azi, la peste 40 de ani. A devenit atunci al treilea jucător al lumii, imediat după ce câștigase pentru a treia oară campionatul Statelor Unite. Bine ați venit, bine ați revenit Mulțumesc. Alături de noi, domnule Florin Gheorghiu. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, suntem onorați. Mulțumesc mult! Vă întreb direct despre aceste cărți minunate, aceste trei volume, Artă în șah și în viață. Cum a decurs lansarea sâmbătă trecută? Lansarea a avut loc la turneu organizat de Bitcoin, ei fiind practic sponsorul principal al acestor cărți. Cărțile reprezintă o trilogie, se întind într-o perioadă de 40 de ani, între 1960 și anul 2000, adică perioada în care am reușit cumva să fiu în topul mondial și să joc cu cei mai buni jucători din elita internațională și printre ei, bineînțeles, un lucru destul de rar, s-au numărat 9 campioni mondiali. Asta este un lucru aproape unic, pentru că nu ai cum să joci cu 9 campioni mondiali, ori nu trăiesc, ori nu reușesc să joci cu ei, în sfârșit. S-a întâmplat, deci, de la Botvinnik până la Kramnik. Da, ne-ați prezentat data trecută, da. Când ați fost prezent în emisiune, ne-ați arătat partida, chiar da. Cea câștigată cu Bobby Fischer. Am văzut faptul că de atunci ne-ați povestit despre aceste cărți pe care le aveați în curs de publicare, iar acum mă bucur foarte mult, m-am uitat în ele, le-am răsfoit, sunt poze de acolo, de la fiecare partidă pe care ați jucat-o din timpul turneelor, de la premierile de după, știu că sunt și poze cu soția dumneavoastră care v-a fost alături la fiecare dintre aceste turnee și chiar spre final, ultima poză, dacă mi-aduc bine aminte, este cu Garry Kasparov, da. Care a fost și zilele acestea, da. În București și știu că da. V-ați întâlnit cu Da, ne-am întâlnit, sigur, revederea a fost foarte plăcută, dar datorită programului lui foarte încărcat,
n-am apucat cumva să intrăm în detalii, adică practic să primească aceste cărți. Știu că i-ați arătat-o vedere... data trecută când a fost tocmai în România. Aveți data trecută editura a luat o decizie foarte interesantă, în sensul că i-au făcut primul volum, care atunci era singurul care exista. Și l-am dat în premieră mondială în București. E sigur, i-a făcut mare plăcere și acum volumul 3, ultima poză, practic, care închide această trilogie, este chiar cu el, cu Kasparov. Deci e un amănunt interesant și sperăm să se realizeze în viitorul apropiat. Este minunat. Știu că foarte mulți oameni au intrat deja în posesia acestei cărți sau își doresc să facă acest lucru, bănuiesc că vă pot contacta pentru da, bineînțeles, sigur, dar vreau să spun, dar este un număr limitat, din câte da, tocmai, este un număr limitat de cărți, tocmai sunt niște cărți de excepție care au necesitat o sponsorizare, au fost câțiva sponsori care au facilitat apariția acestor cărți într-un volum, într-un număr limitat de seturi. Practic, la ora actuală, noi avem 300 de seturi la dispoziție pentru toată mișcarea șahistă. Sperăm în viitorul apropiat să mai facem încă 200, probabil în limba engleză, ceea ce va fi și mai bine pentru distribuția internațională. Sigur, deci, revenind la ce spuneam înainte, aceste cărți cuprind partidele respective cu comentarii omenești, adică fără computer, și la data disputării partidelor, adică dacă partida era jucată, de exemplu, în anul 70, este comentariul original de atunci, în anul 2000, din anul 2000 și așa mai departe. Asta face ca lucrurile să fie foarte interesante, pentru că la ora actuală toată lumea se bazează numai pe computer și normal, nu? În plus, în afară de prezentarea normală a celor trei cărți, în mijlocul volumului 2 avem și un DVD care se oferă oamenilor care sunt interesați să achiziționeze aceste cărți, adică să le aibă în bibliotecă, practic, pentru asta le-am scris. Există și un DVD care cuprinde toate partidele în formă electronică. Digital, deci, practic, există și posibilitatea de a vedea cărțile în original și forma electronică pe computer. Asta ajută foarte mult. Cred că o să ajute și pe tinerii care joacă acum și pe juniorii talentați. Și de cu ce siguranță, nu? Și loturile cu naționale. Vă ajuta, da. Sunteți un model pentru absolut orice jucător de șah, cel puțin din România, care este, cum ați spus, la 14 ani, 13 ani și speră să vă calce da, pe tocmai, urme. Sigur. Sperăm să vină schimbul de mâine, cumva. Așa este. Ce amintiri aveți de atunci, de la acea vârstă? Știu că la 13-14 ani ați început să câștigați în fața celor mai buni jucători de atunci. Da, bine, sigur, e o perioadă foarte îndepărtată, dar cel mai important e faptul că, cumva, la 16 ani am produs cea mai mare surpriză din campionatul național, câștigând primul titlu de campionat național. De senior. La senior, da, de senior, doar 16 ani. Ceea ce, sigur, a fost o mare surpriză, cea mai mare surpriză, probabil, din istoria șahului românesc și după aceea, încet, încet, au venit celelalte rezultate. Destul de repede, e adevărat, adică între 16 ani, când eram un jucător aproape necunoscut, normal, am produs acea surpriză, până la 20 s-au acumulat toate marile rezultate, în sensul că au venit titlurile de maestru internațional, vice-campion mondial de junior, campion mondial de junior și, în sfârșit, mare maestru internațional. La 19 ani ați devenit campion mondial de junior. Da, am devenit campion mondial de junior după ce ratasem incredibil cu 2 ani înainte titlul și, mare păcat, bineînțeles, ieșind numai vice-campion mondial, dar dacă reușeam cumva această performanță, era ceva unic în sensul că probabil rămânea singura dată când cineva devenea de două ori campion mondial de junior. În sfârșit, așa a fost să fie. Oricum a fost prima dată când român a devenit campion mondial de juniori, când ați obținut acest rezultat, iar apoi ați continuat să jucați și în campionatele Statelor Unite ale Americii, pe care le-ați și câștigat de trei ori. Da, așa este. Cum ați luat această decizie să jucați atunci pentru acel campionat? Am fost invitat acolo, bineînțeles, la fel ca mulți alți mari maestri. În perioada respectivă se organizau niște turnee foarte interesante în Statele Unite. Atunci, practic, a început era Open în șah. Și de atunci s-au tot dezvoltat aceste turnee și a cuprins această modă a turneelor Open și Europa și Asia.
a început să joace peste tot în lume, oferind practic o șansă multor jucători să participe la acesta. Adică nu era un campionat închis, cum se face de obicei, cum e practic, chiar încet, cel din București. Încet, campionatul național a ajuns să fie un fel de open la care da, un fel de open mondial, așa. Deci, practic, campionatele internaționale în Statele Unite se organizau de regulă după marele open de la Long Pine, care era ca un fel de Forest Hills în șac și pe care am reușit cumva să-l câștig în 79, iar în premieră absolută, și după aceea a urmat 3 titluri de campion al Americii în 79, 80, 81. Ceea ce, sigur, a fost o performanță deosebită. Că scorul Elo pe care l-aveați dumneavoastră atunci poate fi echivalat cu peste 2800 în acest moment, pentru că nu avea nimeni 2600, da, și bine, cu excepția prin... Era o perioadă 4. Complet diferită, în sensul că atunci erau eventual 100-200 de mari maestri în toată lumea. La ora actuală e o adevărată inflație, la fel cum e inflația în general în toată lumea, în alte domenii. Și ce pot să spun? Să juca un șah mai frumos. Fără computer era mai frumos. Din ce cauză? Pentru că jucătorii puteau cumva să arate ceva, să dovedească ceva, niște idei proprii la masa de joc. Acum e mult mai greu din cauza computerilor, e adevărat. E, în perioada respectivă, eu deja intrasem între primii 10, adică în top 10 mondial, și performanțele au tot crescut până când s-a ajuns la acest rezultat după al treilea campionat american. Erați al treilea în lume, după... Da, deci practic Elo Meldo atunci a fost de 2653, ceea ce echivala la ora actuală cam ceva în jur de 2820-2830, de la mică diferență cumva de Carlsen, să zicem. Așa este, da. Credeți că Bogdan Deac, cel care este în acest moment cel mai bine clasat român, sau altcineva, are șanse să ajungă în top 3 sau măcar în top 10 mondial în scurt timp? Sigur, ar fi o performanță extraordinară dacă s-ar realiza. Având în vedere noile condiții de acum cu computerele și concurența care există pe plan mondial, este greu, da. Este extrem de greu, dar nu se știe niciodată. În noi avem rând, speranțe, da, să vă calce și Bogdan Deac pe corect, ar fi urme. Foarte bine și foarte este frumos. Este încă tânăr și are șanse să progreseze. Ăsta e marele lui avantaj, că e foarte tânăr, în sensul că are toate șansele să progreseze, normal. Să vedem. Acum, chiar acum, în aceste zile, joacă, a jucat ultima în București rundă, la turneu organizat. A făcut remiză cu Wesley So, care a condus întreg turneul și rămâne să vedem cine va fi marele câștigător în acest tocmai, weekend. Mai e o rundă care va fi decisivă. Să vedem. Ce putem să spunem? Îi urăm tot succesul lui Bogdan și sperăm într-o evoluție din ce în ce mai bună și în viitorul apropiat, normal. Și el și toți ceilalți. Adică ar fi de dorit ca și echipa națională să progreseze și aibă niște rezultate net superioare față de cele de acum, și la băieți, și la fete, în sfârșit. Ar fi foarte bine, mai ales că Federația, sub noua conducere, a făcut câțiva pași foarte importanți cu organizarea de turnee, cu asigurarea unor condiții net superioare față de cele care au fost în trecut. Deci, să zicem că șahul românesc e pe calea cea bună. Îmi place acest optimism al dumneavoastră și da, suntem de aceeași părere. Păi, ar trebui să fim încă nu am egalat rezultatele pe care le-ați avut, dar sperăm că suntem pe drumul cel bun și dacă ne puteți arăta și astăzi una dintre minunatele partide pe care le aveți prezentate în această trilogie, Artă în șah și în viață, poate un final de partide pe care l-ați jucat. Sigur, cea mai mare plăcere. Și să învățăm și astăzi, ceva din experiența noastră la tablă, domnule Florin Gheorghiu, este de fiecare dată o mare bucurie să vă avem alături de noi, cu atât mai mult cu această ocazie deosebită de lansare a celor trei volume. Da. Și... Bine, cărțile apărute în acest fel, modul în care se prezintă este marele merit al editurii. Practic, dânsii au făcut o treabă extraordinară. Prezentarea este extraordinară. Chiar nu știu dacă am mai văzut trei cărți atât. Prezentarea probabil este unică. Permiți mai spun câteva cuvinte, pentru că e ceva cu totul deosebit. Deci, practic, coperțile în sine reprezintă un fel de istorie a șahului modern. Cea mai frumoasă perioadă, perioada un pic romantică, așa, care era fără computer, după cum am subliniat. Deci, practic, prima copertă reprezintă poza autorului, o poză, practic, a unei alte persoane. Aici aveam 19 ani, era poza oficială de campion mondial de junior. Asta e poza oficială, da. Deci, coperta 2 și 3 în fiecare volum reprezintă întâlnirile la masa de joc cu 29 campioni mondiali în fiecare volum,
sunt campioni mondiali. De exemplu, în primul volum, prima poză de pe coperta 2 este cu Botvinnik, pe coperta 3 poza cu Bobby Fischer. Și în ultimul volum se află Karpov și Kasparov și Dal și așa mai departe. Eu aș spune că nu este poza unei alte persoane, sunteți exact dumneavoastră acolo sigur, și mă emoționează păcate, foarte mult. Nu iartă, cum zice să spun. Mă emoționează foarte mult să văd acea poză și să vă sigur. Am și pe dumneavoastră în față, chiar acolo, sigur. Lângă poza cu da, norocul coperta. Cel mare este că autorul încă mai e printre noi, ce să spun. Da, ne bucurăm și, enorm că sunteți alături de noi, că putem să beneficiem în continuare de sfaturile dumneavoastră și de prezența minunată a dumneavoastră mulțumesc, aici și la toate evenimentele importante care au loc. Festivalul care vă poartă numele este organizat în fiecare an de Academia de Șah și vom merge și la anul, bineînțeles, să sărbătorim din nou o aniversare a dumneavoastră, iar apoi ne pregătim pentru aniversarea de, pot să spun, 80 de mai ani, bine nu. Care va avea loc în curând și da, este minunat că putem să avem acces prin intermediul acestor cărți la întreaga activitate a dumneavoastră, să avem acces la partidele acelea minunate pe care le-ați jucat, prezentate și detaliate chiar cu cuvintele dumneavoastră. Rămâneți, vă rog, domnule Gheorgheu, alături de noi să ne și arătați la tablă câteva mutări, un final de partidă și până atunci un scurt sfat dacă aveți pentru juniorii care vor să ajungă la marea performanță. Își doresc acest lucru. Ce să spun? Să lucreze cât se poate de bine cu antrenorii, cu cei care îi sfătuiesc, să încerce cumva să se autodepășească. Bine, asta e foarte ușor de spus, mai ales mai în noile făcut, condiții. Da. Acum, ca să terminăm pe o notă puțin mai veselă și mai optimistă, să citească aceste cărți, să învețe din ele. Minunat! Așa le urăm să facă. Rămâneți, vă rog, alături de noi. Doamnelor, domnilor, urmează cugetarea regelui. Nu trebuie să joci șah bine. Este suficient să joci mai bine decât adversarul tău. Iar acum să vedem un final de partidă jucat de marele Florin Gheorghiu cu cel mai bun jucător englez din acea perioadă. Erați cu piesele albe. Albe. Cum s-a ajuns în această poziție sau unde s-a jucat partida? Deci partida s-a jucat la Londra în anul 1980. Deci în perioada respectivă era cel mai tare turneu, cel mai puternic turneu organizat în Anglia în ultimii, să zicem, 40-50 de ani și unul din cele mai puternice din lume în perioada respectivă. Au participat o serie întreagă de mari maestri și turneul, într-adevăr, a prezentat o serie de partide extraordinare. În poziția asta, aparent, echilibru se menține după o deschidere destul de interesantă în care Nigel Short, adversarul meu, viitorul candidat la titlul mondial și unul din cei mai buni jucători din lume din perioada următoare. El a susținut de altfel un meci de candidați cu Kasparov. Cu Kasparov, da. Încerca cumva să obțină o ușoară inițiativă cu negru, dar din păcate echilibrul acesta aparent se strică după mutarea cald de 4. Din acest moment lucrurile iau o turnură neașteptată pentru negru, deci după cum se vede aici nu se întâmplă nimic deosebit. Negru stă destul de bine la prima vedere și speră că lucrurile vor continua în același fel și în mutările următoare. Dar după cald de 4 C5, cal C6 șah, nebunia C6, nebunia C6, turn C8. Ideea negrului ar fi cumva să vină cu nebunul pe E5 să schimbe nebunul din B2. Acum nu se poate imediat pentru că se pierde o calitate. Și atunci el joacă întâi turn C8 ca să îl oblige pe alb să reacționeze în mod normal, să întoarcă nebunul pe G2 și după nebunul E5 negru egalează. Însă acum, după nebunia de 7, rege ia de 7, dacă se relua cu calul, se pierdea pionul G7 și poziția era pierdută. Deci în această poziție albul continuă cu E4 și deodată într-o poziție aparent foarte simplă. Ați ajuns să stați negru mai bine. Are mari probleme. Deci aici trebuie să apere extraordinar de bine ca cumva să spere într-un echilibru, dar
se va vedea că e deja prea târziu. Deci după nebune 7, tură AD1, tură H8. În această poziție, albul trebuie să câștige, stă mult mai bine și câștigă destul de rapid și cu mutări foarte naturale. Deci după calce 4 șah, rege C7, urmează combinația finală, care e foarte simplă, dar de efect. Deci, nebunia F6, acum negru este forțat să ia cu pionul, din cauza că la nebun ia F6, urmează cal D6, să pierde forțat o calitate, cu avantaj decisiv. Și capturat de altfel. Da. Deci după G ia F6, E ia F5, E ia F5, acum se vede, deja poziția pionilor negri este distrusă, albul câștigă orice final, numai că aici câștigă pe cale tactică. Deci cale 3, se amenință cal ia F5 și cal D5 șah. Câștig rapid. Deci nebun D6, cal ia F5, albul are deja un pion în plus, poziție câștigată. Și după nebun E5, urmează simplu F4, nebunul nu are decât un loc pe C3, deci după nebun C3, urmează decisiv tură E7 șah, asta este poanta finală. După tură E7 șah, negru trebuie să ia pe E7, e singura mutare. Și, acum, și după calea E7 se amenință tura și se amenință cal D5 șah și se capturează nebunul din C3. Singura speranță, nebun D4 șah intermediar și după tură ia D4, negru a cedat pentru că după ce ia D4, calea C8, rege ia C8, rege F2, toate finalurile sunt fără speranță pentru negru. Deci se vede că dintr-o poziție aparent foarte simplă, albul a obținut o victorie spectaculoasă. Vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare minunată, domnule Florin Gheorghiu, și vă rog să și propunem o diagramă telespectatorilor. Sigur, cu plăcere. Iar acum diagrama propusă, doamnelor și domnilor, un mat în 4 mutări provenit dintr-o partidă pe care dumneavoastră ați jucat-o, așa este? Erați cu piesele negre? Da, este partida contra renumitului mare maestru sovietic Mark Taimanov, care a fost unul dintre cei mai buni jucători pe plan mondial din perioada respectivă și care, la un moment dat, a jucat meci de candidați cu Bobby Fischer pentru titlu. Deci, în poziția aceasta, negru a sacrificat 2 piese pentru atacul final și urmează o încheiere de mare spectacol a acestei partide tactice pe care spectatorii, telespectatorii noștri sunt invitați să o găsească. Mulțumim mult, domnule Florin Gheorghiu. Așadar, negrul mută și dă mat în 4 mutări. Negrul mută și câștigă, da. Și câștigă, da. Deci se vede că negru are 2 piese în minus, a sacrificat 2 piese pentru atacul final și aici este mat imparabil. Minunat, îi invităm așadar să găsească soluția. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, domnule Florin Gheorghiu. Vă așteptăm și cu altă ocazie să ne împărtășiți în experiența dumneavoastră. Doamnelor, domnilor, dragi prieteni, vă invit să ne trimiteți răspunsurile dumneavoastră pe adresa de e-mail shah@realitatea.net. Desigur, sunt binevenite comentariile dumneavoastră și pe canalul de YouTube sau de Facebook. Doamnelor, domnilor, emisiunea de astăzi se oprește aici, dar vă aștept și săptămâna viitoare cu alte povești interesante din lumea șahului. Iar până atunci, nu uitați de gimnastica minții! Emisiune oferită de compania Erbașul.